mai dragă. Dragă mi-e unduța dragă, dragă. Mai drag mi-e vântul și zborul, dorul. Când vine dorul, când vine dorul. Melancolie, dulce melodie. Melancolie, misterios amor. Melancolie, melancolie. Melancolie, mai drag amorul meu târziu, mai drag. Întâia oară ne cerpăm, întâia oară.
multe și flori, cu multe scrisori, bagajul banal și sentimental. Bună seara, prieteni! Iată-ne din nou la Radio TV Unirea, în emisiunea Drumuri de Poveste. Octombrie ne mângâie obrajii și ne aruncă pe alei mii de frunze multicolore. Fiecare toamnă ne aduce aminte de copilărie, de toamna începuturilor noastre școlare, iar mai apoi adunăm toamnă după toamnă, numărându-ne anii. Cât de colorate sunt frunzele toamnei, cât de minunate adierile de vânt și mai ales cât de minunate călătoriile, fie și imaginare, pe tărâmuri de poveste. Să-i salut pe ascultătorii noștri de fiecare dată. Salut Mureșul, Clujul, Bucureștiul, Galațiu, Argeșul, dar și Botoșaniu, unde am ascultători de toate vârstele. Vom continua în această seară, dragii mei, călătoria prin țară, pe drumuri de poveste, și ne vom opri în Ialomița și vom afla mai multe despre orașul Slobozia, despre începuturile ei în istorie și mai ales despre vrednicia locuitorilor ei. Vom asculta muzică bună, vom asculta poezie și ne vom bucura împreună de călătoria pe drumuri de poveste. Bineînțeles că nu i-am uitat nici pe ascultătorii noștri din Viena, din Germania, din Franța, Italia, Spania. Oameni fideli emisiunii noastre, ascultători care în clipele de răgaz trimit celor de acasă gândurile lor și dorurile lor. Să ne bucurăm așadar în această seară împreună de călătoria pe drumul de poveste, așa cum vă spuneam. Și în același timp să salut pe cei dragi mie, familia mea, prietenii mei și cei care în această seară au emoții alături de mine în această emisiune. E vorba de emoția călătoriei împreună, e vorba de emoția poeziei, de emoția cântecelor pe care le vom asculta, așa cum vă spuneam. După cum bine știți, tot ce facem cu iubire, cu dragoste, totul ne reușește. Așadar, să ne bucurăm de melodia lui Gheorghe Gheorghiu, care spune că dacă dragoste nu e, nimic nu e. Și dedic această emisiune dragilor mei, Marian și familia lui, Mariana, Bica, bunicu, copiilor și celor dragi din familia mea.
împreună și aveau atâtea zeci de gânduri să-ți spun povestea lor iubitori. Dar tu citești-o printre rânduri, ar fi trecut neluați în seamă cu traiul lor cel fără vină. Chiar dacă eu știu încă ascunde și fantezie și rutină, dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu-i, nici viață nu-i, iar eu mă simt al nimănui. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu-i, nici viață nu-i, acolo unde nu ești tu, acolo unde nu ești tu. Iar eu mă simt al nimănui. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu-i, nici viață nu-i, acolo unde nu ești tu, acolo unde nu ești tu. Prin anotimpuri efemere, de la prieteni, de la rude, luau duminici cu-n prumut, știau mai bine ca oricine să le transforme în trecut. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu, iar eu mă simt al nimănui. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu, nu e, nimic nu e, nici soare nu, nici viață nu, acolo unde nu ești tu, acolo unde nu ești tu. Călători
să salut prezența alături de noi a Laviniei din Oradea și a Țupe Ivanovici din Galați. De asemenea, să o salut pe Smaranda și pe celelalte colegi ale mele, pe Doina și pe Gabriela. Auzim deseori în jurul nostru că multe lucruri nu putem face pentru că suntem săraci. Suntem săraci pentru că plângem după lucruri, dar renunțăm ușor la oameni. Pentru că avem ambiții, dar nu avem valori. Pentru că preferăm să renunțăm decât să luptăm. Pentru că în loc să zburăm, ne târâm. Pentru că în loc să iertăm, părăsim. Pentru că în loc să cunoaștem, judecăm. Pentru că, deși avem viață, nu trăim. Pentru că avem sentimente, dar nu le exprimăm. Pentru că avem mâini, dar nu mângâiem, nu ștergem lacrimi, nu îmbrățișăm. Pentru că avem picioare sănătoase, dar nu ne deplasăm fără mașini. Pentru că avem cerul și frumosul în jur, dar mergem cu privirea în pământ. Suntem săraci pentru că avem sufletele pline de zâmbete, dar chipurile ne sunt încărcate de grimase triste. Pentru că avem case mari, dar lipsite de dragoste, de râsete și de prieteni care să le treacă pragul. Pentru că, deși avem muzică, noi ascultăm zgomote. Pentru că, deși avem pace pe pământ, noi ducem războaie. Pentru că, în loc să ne rugăm, cerșim. Pentru că studiem mult și învățăm puțin. Pentru că, deși cunoaștem foarte mulți oameni, puțin dintre ei ne sunt prieteni. Pentru că, în loc să urâm, pentru că urâm în loc să iubim. Așadar, suntem săraci pentru că nu știm să trăim. Bogăția unui om nu constă numai în bunurile materiale pe care le are. Bogăția constă în frumusețea sufletului, în dăruirea iubirii pentru ceilalți, în acceptarea celorlalți, în ceea ce face pentru semenii săi. Se spune că omul de asta are două mâini, cu o mână să dea, pentru că cu cealaltă, cu siguranță, va primi în dărât. Melodia următoare pentru Țuca și Lavinia. Tu să mă ierți de tot ce mi se întâmplă, că ochii mei opuși sunt senini când vezi, că pornoroi sau pornisor pe tâmplă. Hai să mă ierți, altfel ai să mă pierzi. Tu să mă ierți că nu pot fără tine, și dacă n-ai să poți și n-ai să poți, mie pierzindu-mi de încă va fi mai bine. Eu tristul cel mai liber dintre toți. Hai să mă ierți în fiecare noapte, și-am să te mint în fiecare zi. Și cât puteam a sufletul să rape, cu cât îți voi greși, cu atât te voi iubi. Și dacă nervii tăi or să cedeze, și într-o zi n-ai să mai poți ierta, năpraznic voie și la metereze, și puștilor străine mă voi da. Și cum se întâmplă moartea să le sperie, pe toate mobil nu le victim. Hai să te apleci deasupra morții mele, și-ai să mă ierți definitiv. Hai să mă ierți că sunt la finitate,
și trec peste extreme fulgerând. Hai să mă ierți prea bună mea de toate, pe mine, pe mine, nemuritorul tău de rând. Fiecare noapte și-am să te mir în fiecare zi. Și cât puteava sufletul sărate, cu cât îți voi greși, cu atât te voi iubi. Spuneam, dragi prieteni, că în această seară călătorim prin Ialomița. Să ne oprim așadar în Slobozia, care este cel mai mare oraș al acestui județ și care a fost construit pe rămășițele vechii cetăți romane, Netindava. La numai 7 km de oraș se află stațiunea balneoclimaterică Amara, care dispune de o bază de tratament și care este cunoscută de mulți dintre dumneavoastră. Desigur, cei care și-au petrecut copilăria în zonă au amintiri frumoase din acele vremuri. Patroni ai orașului Slobozia sunt considerați Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril ca ocrotitori ai primului lăcaș de cult construit în această zonă, și anume Mănăstirea Slobozia, dar ziua orașului este sărbătorită, încă de la instituirea ei, de sărbătoarea Înălțării Domnului, care este și hramul actualei catedrale episcopale. Cu siguranță vă amintiți că Slobozia este cunoscută și datorită festivalului de muzică Trofeul Tinereții Amara, care se ține în fiecare an în această stațiune. De-a lungul veacurilor, Slobozia a reprezentat un important și înfloritor nod de comunicații și de târgovie din zonă. A avut o poziție geografică privilegiată, fiind la intersecția drumurilor ce leagă Occidentul și Nordul de Orient. În acest fel, a permis ca de-a lungul vremurilor să se desfășoare și să se dezvolte aici multe activități economice și culturale. Numele actual al orașului vine de la cuvântul românesc de origine slavonă, Slobozie, care desemna o localitate nou înființată și care era scutită de anumite dări. Orașul, așezat în câmpia Bărăganului, era foarte vulnerabil la atacurile turcilor și tătarilor, și pentru a încuraja oamenii să se așeze aici, ei erau scutiți de dări, de aici și numele. Să mai spunem că municipiul Slobozia este situat în centrul câmpiei române, la 130 de km de București și 150 de Constanța. Este traversat de râul Ialomița, unul din cele mai importante râuri din România. S-o salut pe doamna Hruștovici, pe Ana Iftodeanu și să le urez o seară frumoasă și să călătorească alături de noi pe drumul de poveste.
what's wrong. You're enchained by your own sorrow. In your eyes there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny it. I can see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm sure that you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you broken and pleasant. I hope we can patch it up. Chiquitita, you and I know how the heartaches come and they go and the scars they leave it. You will be dancing once again and the pain will end. You will have no time for grieving. Chiquitita, you and I cry, but the sun is the sky. Cercetările arheologice au confirmat aici existența unor așezări umane din perioada neolitică,
ca și prezență neîntreruptă a comunităților pe acest teritoriu până în epoca feudală. Prima menționare a acestui oraș, acestei localități, este dată de domnitorul Radu Mihnea, care spune: am dat domnia mea și slobozie pentru 3 ani, care va vrea să vină să trăiască în această siliște. Documentul se numește Hrisoful cu prima atestare a sloboziei. Așezarea sloboziei în această parte a Bărăganului s-a datorat unor motive comerciale. Așa cum aminteam mai înainte, aici, pe malurile Alomiței, se întâlneau 2 drumuri comerciale importante. Primul venea din Europa Centrală, ajungând prin Brașov, București și apoi orașul de Floci, vestit medieval, distrus în anul 1780, și în fine Constanța. Al doilea lega Orientul apropiat de țara românească prin Constantinopole, Silistra, Călăraș, Brăila, Galați. Primul document care amintește de existența satului, Slobozia de astăzi, se numea Vai de ei, așa cum spuneam, este Hrisovul emis de Radu Mihnea în martie 1614, în care postelnicul Ianache Caradia menționa că siliștea satului Vai de ei din județul Alomița și cu tot cu hotarul, oricât împrejmuiește vechiul hotar, sus zisa siliște s-a aflat domnească, a fost pustie fără oameni încă din zilele răposatului Mihai Voievod. Documentul ne arată că în aceste locuri a existat o așezare mai veche, așa cum spuneam, care a fost pustită cu 20 de ani înainte, în timpul lui Mihai Viteazu, deci până la 1594. Acesta fiind și anul primei atestări documentare a localității. Iar slobozie, așa după cum ne explica călătorul cărturar Paul de Alep, care a vizitat slobozia în 1658, însemna un teritoriu liber unde cine se așează e scutit de anumite obligații fiscale. Aceste privilegii au fost reconfirmate mai târziu și de alți voievozi: Leon Tomșa, Matei Basarab, Grigore Ghica, Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncovea. Pentru toți ascultătorii, Face of Face. We live in a free world. Agony, release them for a while, not for all of the consequence of living.
Așadar, cel mai vechi sat din Vatra Slobozie a fost Cetățelele, localizat în partea de sud-vest a orașului. Este menționat în documente la 16 iulie 1538, care era întărit de voievodul Radu Paise, împreună cu mai multe sate, spătarului Drăghici, vestierul Vriște și comisarul comisului Vintilă, care primeau în această zonă mai multe moșii și sate ce se întindeau de la cotul Ialomiței în jos. Iată că putem vorbi că despre primul consiliu local al comunei. Legea organizării comunelor urbane și rurale și legea pentru înființarea consiliilor județene, ambele de inspirație franceză, promulgate în 1864 de Alexandru Ioan Cuza, au îmbunătățit decisiv funcționarea administrației locale. Pentru prima dată, comuna rurală capătă personalitate juridică, puterea și atribuțiile ca și activitatea consiliilor locale, asigurând independența și autonomia localității. Astfel și la Slobozia a luat ființă prin desemnarea atribuției consiliilor locale, care aveau astfel personalitate juridică.
jurul meu sunt flori, flori născute din nou. Am vrut de atâtea ori să le împart și să spun tuturor. Opriți timpul, clipa asta minunată, în suflet vreau să o păstrez, să iubesc și să visez. Trec ani în șir grăbiți, nici nu vezi goana lor. Doar când ai ce-ai dorit, fericit ai cânta tuturor. Opriți timpul, clipa asta minunată, în suflet vreau să o păstrez, să iubesc și să visez. Opriți timpul, nu se întoarce niciodată, momentul primei iubiri se transformă în amintiri. Spunea Corina Chiriac, opriți timpul. Ne-am fi dorit, dragi prieteni, să putem opri timpul. Din păcate, acesta trece ca și copilăria, ca și toate etapele vieții noastre. Suntem la momentul de poezie al emisiunii și pentru că vorbeam la început despre toamnă și despre amintirile copilăriei, iată, îmi îngădui să vă citesc, să vă recit poezia Te duci copilărie, de Radu Pietreanu. Zburdam prin curtea plină cu rațe și găini, trăiau pe atunci părinții și rude și vecini. Mi le-ai luat pe toate și o lacrimă îmi storci. Te duci copilărie și nu te mai întorci. Nu mai există basme, nici eu nu mai exist. Balaurul e șmecher, iar tot frumos e trist. S-au inventat claxoane, adio zurgălăi, te duci copilărie cu toți eroii tăi. Bunica și bunicul ce mă înveleau cântând sunt două cruci de piatră și tac pe sub pământ. Și mai era și crângul și un râu și niște tei. Te duci copilărie pe toate mile ei. Din tinda casei mele, când mama-mi vorbea, fugeau din boltă norii și soarele zâmbea. Iar tata, orice teamă din vis mi-o spulbera, te duci copilărie cu fericirea mea. Făceam pe atunci războaie cu săbii mici de nuc, iar după bătălie mergeam să bem un suc. Azi ne omorâm pe bune prin diferite căi, te duci copilărie și devenim mai răi.
mă zgâriam pe brațe urcând în corcoduș, iar cel mai bun prieten era un cățeluș. Eram atât de vesel fugind prin porumbiști, te duci copilărie și devenim mai triști. Pe atunci, orice ninsoare mă bucura nespus, iar ploile de vară păreau să cadă în sus. Acum la doctor mergem, plecându-ne umili, te duci copilărie și devenim fragili. Mi-e grea maturitatea, mi-e greu să fiu docil. Iată câteva gânduri despre copilărie și de câte ori nu ne întoarcem în copilărie, găsind acolo energia necesară și forța de a trece peste greutățile vieții care apar inerent în calea noastră. Așadar, la Radio TV Unirea, pe drumuri de poveste. Să ne continuăm plimbarea prin Slobozia, spunând câteva lucruri despre devenirea urbană a orașului. Să vorbim despre oraș la anul 1918. În această perioadă, Slobozia începe să capete o aliură de comună urbană datorită dezvoltării economice care determină și progresul social al localității. S-a construit spitalul comunal, s-a înființat oficiu telegrafic, s-a dezvoltat depozitul de armăsari, s-a creat o puternică secție de jandarmi și s-a înființat o colo civic.
De asemenea, s-au construit numeroase case de cărămidă, hoteluri, școli, farmacii, chiar și un cinematograf. Și toate acestea îndreptățeau pe fruntașii comunii Slobozia să înainteze la 1 martie 1909 ministrului lucrărilor publice un memoriu prin care să solicite construirea unui pod de fier peste râul Ialovița și de asemenea mai cereau trecerea comunei în rândul comunelor urbane. Așadar, în aprilie 1912, adunarea deputaților dezbate în ședința publică și aprobă pozitiv cu 62 de voturi și 3 împotrivă și declară Slobozia comună urbană. Să mai spunem că în 1919 primăria comunei urbane Slobozia înaintează prefecturii Ialomița un document ca răspuns la un chestionar întocmit de ministrul de interne prin care se inventariau suferințele populației și distrugerile provocate de primul război mondial. Conform acestui răspuns, în Slobozia pagubile pricinuite de război au fost mari. Și Slobozia și-a adus contribuția, așa cum spuneam, în primul război mondial. Să vedem ce contribuție și cum s-au desfășurat evenimentele și în cel de-al doilea război mondial. În cel de-al doilea război mondial, Slobozia intră într-o situație economică și socială modestă. Populația era de peste 7.000 de suflete și existau doar 69 de străzi, dintre care numai 15 aveau trotuare amenajate, 2 erau pietruite și una singură era pavată cu piatră cubică din granit. Iar industria orașului era reprezentată prin 2 mori, o țesătorie, o presă de ulei și o instalație mecanică de tricotaje, precum și 3 darace de lână și 2 sifonării. Iată că orașul de pe atunci cunoștea o dezvoltare deosebită. Și-am învins pe strada noastră prin cor de mii de stele doar pentru noi. Luna cuibuiei albastră, cer de flutul de lumină, cer astrează jurul nostru pentru amândoi. Să privești noaptea albastră.
iată-ne, dragi prieteni, într-o frumoasă noapte albastră de octombrie. Suntem spre sfârșitul emisiunii la Radio TV Unirea și înainte de a încheia, aș vrea să vă amintesc că săptămâna viitoare, joi, colega mea Smaranda vă așteaptă cu diamante spirituale la aceeași oră, 18:30. Câteva gânduri spuse de Robert Louis Stevenson. Să fii plin de admirație și departe de orice invidie, să te înveselești în mare măsură de binele altora, să iubești cu asemenea generozitate a inimii încât dragostea ta să fie o posesiune dragă în absența răutății. Acestea sunt daruri ale sorții, daruri pe care banii nu le pot cumpăra. Cel ce are asemenea comoară se va bucura de univers ca și cum acesta i-ar aparține și îi va ajuta și pe alții să se bucure alături de el. Suntem într-o seară de octombrie, dragii mei. Până săptămâna viitoare, când ne vom întâlni pe undele Radio TV Unirea la o nouă emisiune Drumuri de Poveste, îmi îngădui să vă spun o seară bună, cu gânduri frumoase, cu vise plăcute și nu uitați, acolo unde dragoste nu e, nimic nu e. Rămâneți așadar pe undele radioului, ascultând muzica dumneavoastră preferată. O seară bună!